Comedia 5 acte de dragoste se reîntoarce la Slatina după ce s-a bucurat de un real succes anul trecut. Scena slătineană va fi însufletită joi, 7 iulie, de mari actori Cristina Deleanu și Eugen Cristea. Ca și teatru invitat avem Poimine pe data de 7, începând de la ora 19, 5 acte de dragoste. Este o piesă care a mai fost acum câțiva ani de zile la Slatina, o piesă la care am văzut că sala a fost plină, iar reacția spectatorilor a fost deosebită și ca atare am readus-o din nou la Slatina. Piesa spune povestea iubirii văzută atât prin ochii tinereții, cât și prin cei ai bătrâneții. Cunoscutul regizor de teatru bucureștean Daniel Nițoi va juca și el în acest spectacol, iar slătinenii sunt așteptați în număr cât mai mare. Unul dintre protagoniștii acestei piese de teatru este Daniel Nițoi, are și calitatea de regizor, și marele actor Eugen Cristea. Ca de obicei este 12.50, au fost puse în vânzare, se pot procura de la casa de bilete a Centrului Cultural Eugen Ionescu și slătinenii sunt așteptați ca de obicei cu brațele deschise. Slătinenii își pot achiziționa bilete până joi inclusiv de la casieria Centrului Cultural Eugen Ionescu între orele 12 și 18.